dau înapoi. Fac pasul și mai mare. Eu sunt omul care îmi dă cea mai mare încurajare. N-am nevoie de milă sau de compasiune. Am nevoie de o minte clară să pot vorbi la lume. Și nu dau înapoi. Fac pasul și mai mare. Eu sunt omul care îmi dă cea mai mare. Salutare și bine ați venit la un nou episod, la un nou video, la o nouă interacțiune minunată pe acest canal. Eu sunt LCH Gamer și astăzi o să deschidem pachete. Mai multe feluri de pachete. Primele pachete pe care vreau să le deschid, de fapt nu o să le deschid, că le-am deschis deja. Am făcut, cred că vineri, SBK-ul pentru Aubameyang Player of the Month. E genial, e superb, se pliază super bine pe tipul meu de joc. Cred că am dat în 30 de meciuri, 25 de goluri și undeva la 20 de pase de gol. Deci, good for me. Acum vreau să vă arăt ce pachete am deschis luni, pentru că nu mai aveam nici un pânuț și doar o echipă și mie nu-mi place doar cu o echipă. Am avut, cred că, Silver 2 sau 3 la Foot Draft. Nu am avut nici timp și nici chef să joc atât de mult, Squad Battles. Așa că am avut niște pachetele destul de slăbuțe, plus pachetele promo de luni, pentru că eu am cumpărat FIFA 19 Ultimate Edition, pentru că de ce nu? Nu știu, dar eu nu pot să mă plâng de acest joc. Am dat 100 de euro pe el, e un joc bun. După cum ați văzut, în primele două pack-uri nu am prins nimic, nici în al treilea pack nu s-a întâmplat mare lucru. Totuși, am deschis pack-urile astea pentru că aveam nevoie să vând ceva, să îmi pice ceva bun, să dau niște quick sell-uri, să mai fac niște bănuți. Aveam, după cum vedeți, doar 5K. Și aici, frumos, avem un walkout, un prim walkout după ceva timp. Thiago de la Bayern München, 86 rated, foarte frumos acest walkout. Foarte frumos echipamentul lui Manchester City, îmi place movul ăsta de mor, undeva la 22.000, plus David Luiz la 5-6K. Mergem mai departe, deschidem și ultimul pachetel. Bineînțeles, aici nu a mai fost walkout pentru că noi așa nu am mâncat destul căcat, dar a fost un borduleț frumos, Juan Mata, mașini jurat, jocul de 100 de euro, ce poți să crede? Și acum trecem la reacții live, la deschidere de pachete live. Am făcut și în acest weekend 14 victorii în Weekend League. Mă mențin acolo la un gold 3, mă mențin decențel. Deschidem să vedem ce primim. Gold 3, 2 players, the League special items, 2 mega pack, 1 rare players mega pack, 30.000 de bănuței și 20 și 2000 de puncte de calificare. Și primul jucător, bam, bam, bam. O, tăticu, El Sharaoui, 3X Română. Yes, yes. Și al doilea. Cred că o să le iau pe Hector. Îl voi lua pe Hector. Sigur. Deci un 84 și un 82. El Sharaoui și Hector. Mergem să deschidem întâi pachetelele de aici. Avem așa Rare Players Pack, Mega Pack, Mega Pack. Începem cu un Mega Pack aici de Champions League. Nu este walkout. Este board. Francez Camus Payet. 84 rated. Decențel. Payet, Campbell, Young, Carlitos, Emerson, bla bla bla. Frumos.
toate sunt folosibile, ca să spun așa. Red player spec-ul. Nici aici nu avem o caută, din păcate. Nici măcar board. Nici măcar board. Baciu aici. 81, mai a fost bunicel la început. A fost chiar bunicel ca early player. Baciu aici și Sako ca și duplicate. Iar ultimul pachet din Weekend League. Nici asta nu este walkout. Este totuși un board, un inform portughez RB. Andre Almeida. Ok. Sunt curios. Almeida, Rebic, Fofana. La un 13.000. All good. Eusebio aici. Anfield, Real Madrid. Bunicel. Nu mă chiar pot plânge. Și de la Division Rivals, cred că aici am fost rank 2. Voi la 2 mega pack-uri untradeable și 4 în premium. E să deschide. Rank 3 chiar. N-am jucat, deci a fost totalitate asumat și vina mea. Deschidem Jumbo Premium Gold Pack-ul. Nu avem walkout. Avem totuși un board. Opa! Avem Alderweireld. 85 overall. Not bad. Teulofeu. Bun, ok. Foarte bun pentru să văd că nu mă pot plânge. Mai deschidem un Jumbo Premium. Nici aici nu este walkout. Zambu, why ce pack? Why de capul meu? Gervinho. A fost bun. Un dead eye aici și alte chestii de neținut. Deschidem și un mega pack. Hai băiatul, nimic. Bă, un walkout să fac. Elo. Renato Sanchez, desigur, Renato, frumos, avem un UEFA Champions League Road to the Final, nice! Plus Company, boom! Frumos, 85 rated, Company. Asta nu-i walkout, Company nu-i walkout. Nu mă pot plânge, nu, foarte bună alegerea, bravo băieți, foarte bine că am luat astea în 3 de bani. Hai, deschidem un Jumbo Premium Gold Pack. Nimic. Măcar board. Dar parcă era alosit, așa. Oana. O să vedem cu duplicate. Bun. Mega pack-ul lăsăm ultimul. Mai deschidem de acest jumbo. Nimic. Avem totuși un board. Te frigi. Te frigi, bă, te frigi. Nu. Așa. Tuc. Și
și ultimul mega pack, ultimul pack din seara asta. Nici aici avem un walkout. Of, și nici măcar board. Doamne, doamne. Murilo. Saneul greșit. Mulțumesc că v-ați uitat și la acest video, a fost minunat, m-am distrat la nebunie cu voi aici pe Pack Opening. Avem un Inform, avem un Road to the Final, avem un Company, avem un Alderweireld. Nu sunt mulțumit. V-am pupat și nu uitați, jucați FIFA, că nu vreți eu să fiu mai bun decât voi. Și nu dau înapoi, fac pasul și mai mare. Eu sunt omul care-mi dă cea mai mare încurajare. N-am nevoie de milă sau de compasiune. Am nevoie de o minte clară să pot vorbi la lume. Și nu dau înapoi, fac pasul și mai mare. Eu sunt omul